În data de 30 august, în jurul orei 22:30, s-a prezentat în punctul de trecere al frontierei Siret, județul Suceava, pe sensul de intrare în țară, un bărbat în vârstă de 50 de ani la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina, ce avea ca destinație finală Italia. În baza analizei de risc, polițiștii de frontieră împreună cu lucrătorii vamali au efectuat un control amănunțit asupra autovehiculului, persoanei și bagajelor. Astfel, au fost descoperite cu ajutorul câinelui Abby, din dotarea poliției de frontieră, specializat în detectare de explozibil, ascunse în bagajele personale ale bărbatului, două arme de vânătoare, o pușcă cu aer comprimat și o pușcă de vânătoare, precum și 493 bucăți alice, pentru care persoana nu deținea documente legale de proveniență. În urma celor constatate, polițiștii de frontieră i-au întocmit șoferului lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar cele două arme de vânătoare și alicele, în valoare aproximativ de 1.800 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării și urmează să fie predate colegilor din cadrul IPJ Suceava pentru continuarea cercetărilor.